Probabil că ai observat până acum numărul mare de oameni proști din jurul tău. Nu este un secret că proștii, tâmpiții și, normal, idioții compun majoritatea populației globului. Sunt milioane de oameni care cred că Pământul este plat, alte zeci de milioane care consideră că rețelele 5G le pot controla mintea și miliarde care au considerat că produsul esențial pentru supraviețuire în pandemie este hârtia igienică. Președintele cele mai puternice țări din lume a recomandat populației să se trateze de COVID cu o dușcă de clor, iar masca de protecție purtată de chirurgi încă din 1898 a ajuns să fie cunoscută în popor ca o unealtă de îndobitocire. Acum, cu siguranță această majoritate nu se va deștepta și nici nu va începe să se comporte decent, discret sau cât de cât inteligent. Tu ești cel care trebuie să se schimbe. Tu ești cel în minoritate. Numele meu este Răzvan Căzănescu și sunt fondatorul TBF. În urmă cu un an și jumătate am cerut cele mai bune echipe de cercetare neurologică din Europa să dezvolte o pastilă care să reducă IQ-ul oamenilor inteligenți. Iar pentru că Bill Gates le-a retras finanțarea pentru dezvoltarea de microchipuri injectabile pentru control mental, au putut să se focalizeze și au reușit în timp record să dezvolte această soluție. În funcție de concentrația ingredientelor active folosite, aceste pastile îți pot reduce inteligența cu 10, 30 sau chiar 50 de puncte de IQ. Am numit-o Prostimol. Dar probabil că acum te întrebi de ce ai vrea să ai o astfel de pastilă, de ce să-ți reduci tu inteligența. Sincer, pentru că atunci când ești prost, viața este mult mai simplă. Toate problemele tale sunt vina altora. Ai răspuns la orice întrebare și niciodată, repet, niciodată nu vei greși. Noi îți recomandăm să iei o doză care să-ți reducă IQ-ul la aproximativ 70. Nu-ți face probleme, vei putea în continuare să-ți leși returile, să postezi pe Facebook și pe TikTok, să votezi sau să apari la televizor în interviuri. Din păcate însă, această pastilă nu te face prost imediat, doar îți face mintea maleabilă pentru o perioadă scurtă de timp. În consecință, pentru administrarea corectă a tratamentului cu Prostimol, te rog să urmărești următorul protocol. Imediat după ce ai luat doza recomandată, ai nevoie să urmărești 10 minute Antena 3, să citești două articole din CanCan, să te așezi pe toaletă și să urmărești pe telefon un video despre conspirații, iar apoi să dai scroll 20 de minute pe Facebook. După ce ai urmărit procedura, faci o baie fierbinte, te pui în pat, iar în următoarea dimineață te vei trezi prost. Conștiința, decența, lipsa de încredere în tine sau frica vor dispărea miraculos din viața ta. Săritul de pe acoperiș, participarea la petreceri în timpul unei pandemii, condusul sub influența alcoolului, exprimarea părerilor pe subiecte pe care nu le cunoști, toate aceste activități, fără sens și de multe ori periculoase, vor deveni plăcute și chiar distractive. Din păcate însă, pastila noastră nu este perfectă. Are un efect secundar pe care trebuie să-l menționez. Toți acei oameni cărora nu le dădeai atenție înainte pentru că nu te afectau cu nimic pe tine personal, vor începe să te enerveze. Oameni cu altă culoare a pielii, oameni cu o religie diferită decât a ta, oameni de altă naționalitate, oameni cu mai mulți bani sau, pe scurt, oameni care sunt diferiți de tine vor începe să te calce pe nervi. Dar partea bună este că nu va trebui să îi urăști de unul singur. Nu uita, nu mai ești în minoritate. Îți vei găsi foarte mulți prieteni la fel ca tine. Așa că, acum ai de ales. Poți să mergi la un medic psihiatru și să-i ceri o prescripție pentru Prostimol. Sau poți să intri pe tbf.ro să te abonezi la Fundamentul Zilei și să rămâi cu noi în minoritate. Dar ai grijă, pentru că Fundamentul Zilei are efectele opuse pastilei Prostimol.